puternică a provocat blocaje în pasul Gâtâi din Maramureș și zeci de tiruri și autoturisme s-au blocat, iar șoferii au așteptat câteva ore ca drumarii să-i ajungă din urmă și să curețe șoseaua. În ultima parte a zilei a nins din abundență. Multe mașini nu au mai putut înainta în condițiile în care utilajele de dezăpezire s-au lăsat așteptate. Șoferii de tir au fost cei care au întâmpinat cele mai mari probleme. Mașina din spatele meu stă aici de 45 de minute, timp în care nu a coborât și nici nu a urcat niciun utilaj de dezăpezire. Aici nu e gheață, da? Nu, e zăpadă pe drum, dacă are un chinge ar putea să treacă mașina. Dar sunt efectiv corespunzător, trebuie să spun. Păi am cauciucuri de iarnă, am și lanțuri. Șoferul tirului a montat și lanțurile. Tot fără rezultat. După mai bine de 2 ore și după intervenția poliției rutiere, autocamionul a fost tractat. Bătăi de cap au avut și șoferii mașinilor mici, rămase de asemenea blocate în pasul Gâtâi. Se vede că statul imediat are 10 cm aproximativ, cu aproximație, și nu se lucrează la drum și drumul ăsta chiar e circular. Ați fi derapat? Da, mai jos, da, în curte, sincer, da. Cum ați urcat? Destul de prost. Greu, foarte greu. Administratorul drumului s-a ales cu amendă din partea poliției rutiere. Polițiștii rutieri au sancționat contravențional administratorul drumului pentru intervenția tardivă cu mijloace de dezăpezire. Valoarea amenzii aplicate este de 10.150 de lei. Pasul Gâtâi de pe drumul național 18 este tranzitat zilnic de mii de șoferi care circulă prin nordul țării.